De aceea, Spring, prima mașină românească total electrică, a fost prezentată și în România, iar lansarea oficială va avea loc anul viitor. În primăvară va fi disponibilă pentru platformele de ride-sharing, iar abia din toamnă va putea fi cumpărată și de publicul larg. Prețul este în continuare ținut în mare secret de producător. Ce a aflat totuși echipa Antena 3 despre primul model electric Dacia, aflați chiar acum. O greutate de numai 955 de kg, 45 de cai putere și un design futurist. Sunt câteva dintre caracteristicile Dacia Spring, adică ale primului model electric al producătorului. Prinde o viteză de până la 125 de km pe oră și are o autonomie a bateriei cuprinsă între 225 și 295 de km în funcție de traficul urban sau mixt. Bateria se poate încărca în totalitate în mai puțin de 14 ore dacă folosim o priză normală, adică acea priză pe care cu toții o putem avea în garajul de acasă. Dacia Spring va apărea pe șosele anul viitor. Noua Dacia Spring va fi lansată în decursul anului viitor, astfel în primăvară ne dorim să deschidem comenzile pentru versiunea de car sharing, cea care se adresează clienților noștri care vor să ofere o formă de mobilitate urbană, iar în septembrie vom deschide și celelalte două versiuni. Cât despre prețul modelului, acesta este încă ținut în mare secret. Ne-am propus să oferim cea mai accesibilă formă de mobilitate electrică urbană. Pe cât de mic, pe atât de ambițios, noul Spring va veni și în versiunea cargo, adică o mașină cu numai două locuri și un spațiu de depozitare total de 800 de litri.